părăsește timpul, se așteaptă iar răseala. Așa a spus Sergio. Ușurier, ușurier. Ușurier, ușurier, nu spate, dar tare multe. Da, n-ar fi vizitat. Da, dar cum am dat. Apoi el duce până la scutură. Apoi, nu după 14. Nu după, până la. Și după o săptămână îi pare mie așa. Până și după. Până la 14 pe 9. Da, dar pe 10 săptămână tot scutură ea. Dar mie îi pare că acum a fost. Și de atât așa. Dar a văzut-o cuvântul? Cuvântul e de trebuie să o facă să fie. Da, o să fie Victor, zici că nu faci că pici. Nu. Ce-i făcută și la... E făcută pentru vânt. E ca casa noastră, nu crește la Odeva, dar nu vrea să nu vrea să-i joc să nu scalte. Și ăsta zici? Nu poate fi. Mărită este tăta, a făcut, era 4 ferestre. Omenit, nu știu, i-a spus că mi-e frumos și 3 ferestre. Aia informația are, nu... Închidu-i. Da, mă, ești ea. Ia ca și unii trebuie în paia. Da, mă, e Liuba, cu ea, nu știu, în Grigova nou, și chiar unii să fie chiar închiși, chiar criminale. Nu m-a dus în așa, caută. Da, Liuba. Însă că o femeie ca tine ar putea să răstoarne lumea. Erau de ăștia care, eu îi spuneam lui Fleu, erau de ăștia care erau închiși, poate știi, 6 ani. Dacă vă amintiți, dragi prieteni, în una din emisiunile noastre, v-am povestit despre destinul lui Vasilica Cocârlă din Anenii Noi. Vrem să menționăm de la bun început că acest subiect a trezit un mare interes din partea telespectatorilor. Telespectatorii ne scriu la redacție, se interesează de viața lui Vasilica, cum se simte el, de sănătatea lui și, după cum v-am și promis, a trecut de atunci mai bine de 2 luni și am promis și lui Vasilica și părinților lui Vasilica, doamnei Liuba și domnului Victor Cocârlă, să vizităm acasă, să vedem ce face Vasilica, cu ce se ocupă, cum se simte. Vasilica, tu ești bucuros că a venit televiziunea la tine? Cum te simți tu? Bine. Bine te simți? Mai bine te simți acum? Dar n-ai uitat de Kiev, n-ai uitat când ai fost cu mămica la operație. Ți-amintești cum era? Tu ai fost cu mămica la Kiev. Cine te-a ajutat pe tine ca să te duci tu? Cine ți-a dat vouă bani? Ți-amintești acum? Îl ții minte pe nene acela? Cum îl cheamă? Nene Iuri. Nene Iuri. Vasilic, ce vrei să-i spui tu, dragă Vasilică, lui nene Iuri? Uite că acum el te vede la televizor și uite acolo la televizor, la ochișorul acela, la luminița aceea. Ce vrei tu să-i spui? Vreau să-i spun să dai bani. Și încă ce mai vrei să-i mai spui? Ce-i dorești tu lui? Cum e el? Stai la noi. Hai chiar spune așa, nene Iuri, noi te așteptăm la noi. Spune tare. Nene Iuri, l-așteptăm și la noi. În o specie, da? Vasilica, eu știu că tu iubești foarte mult poeziile, știi multe poezii, îți plac desenele animate. Vrei să ne spui și nouă poezie acum? Inimoșa de la Genic, chiar sunt pară, deci inimoș, cădici mucat. Mai încetșor, mai lin, poți? Mai, hai, mai încetșor dacă poți. Vine, moș, încă o dată, te rog. Hai, încă o dată, se audă, să te vadă toți copilașii, hai. Inimoșa de la Genic, chiar sunt pară, deci inimoș, cădici mucat. Hai, repezi după mine. Vine moșul de la vie cu cireș în pălărie. Fugi de aici, moșule. Că nu cireș. Bravo, Vasilica. Ascultă, da, uite, tu privești emisiunea telematinal? Dimineață. Te trezești așa de dimineață? Știți ți place ții mai mult la telematinal? Îmi place mult filmul. A, desenele animate, da? Dar care îți place? Cel mai mult? Tom și Jerry. Tom și Jerry, da? Și încă, ce vrei tu să transmitem noi pentru tine? Desene animate. Desene animate, vă zic Tom și Jerry și încă? Și încă... Cum? Și încă? Like tarateu. Ei, bine, bine. Și iată și alături ești frățiorul. Ăsta e frățiorul tău, da?
Cum îl cheamă frățiorul tău? Vitalic. Iată, l-aș și prezentat, Vasilică, deci Vitalic. Vitalic, în ce clasă ești? A cincea. Uite, eu fiind la voi aici, am văzut că sunteți foarte prietenoși cu Vasilică. Ce ai simțit tu, Vitalic, când Vasilică a plecat cu mămica la Kiev? Ce făceai tu atunci? Ședeam pe pat și era dor de Vasilică. Era foarte dor de el, da? I-ai simțit lipsa, da? Și când în seară și când Vasilică i-a făcut operație, mine m-a durea tare capul. Că aveai și tu emoții mari, da, Vitalie? Da. Și ai așteptat foarte mult să vină mai repede, da? Da. Cum este Vasilică? Nu, joacă cu mine. Te iubești mult? Da. Și îl ajuți, da? Îl înveți a citi, da? Câteodată, așa, când am timp liber, îl înveț. Vitalie, dar ție ce-ți place mai mult, poezia sau cântecul? Ce-ți place ție mai mult? Poezie și cântecul. Știi vreo poezie? Cântec. Vrei să cânti un cântec, mai bine, Ian, te rog. Sunt fetiță de țăran și am 16 ani și mi-e dragă de un grav polițist. Cu mustață subțirel, parcă-i trezi într-un inel, are meseșuri de parcă-i artist. Ea mă vine câteodată pe la noi pe aici prin sat, am văzut chiar mai de unul la club. Eu cu ochii m-am furat, să eu n-am observat, în mașină s-a urcat și-a plecat. Hei, hei, polițist, hei, hei, polițist, ia-mă și pe mine cu tine la oraș. Doamne, dragoste, vreau să fiu aleasă ta. Vitalic, ai interpretat această melodie atât de îndrăgită de mulți din telespectatorii noștri, tu ce nu cumva ai vrea să devii polițist, nu? Dar ce-i dorești tu? Te-ai gândit? Ai vreo dorință de acum? Sau încă nu? Ce vrei tu să devii? Muzicant. Ai și voce, ai și auz muzical bun. Dar ce, îmbli la școala muzicală? Înveți la școala muzicală? În bani, dar acum nu devii muzicaș. Dacă vrei să devii muzicant, nu mai decât trebuie să... Dar ce instrument muzical îți place mai mult? Fluierul. Fluierul, da? Eu îți doresc ca visul tău să se realizeze. Bine? Dar tu, Vasilic, ce vrei să devii? Ce îți place ție mai mult să fii în viață? Doctor. Doctor. Bravo, bravo, băieți. Ești foarte, foarte bun băiat. De ce mămica nu se vorbește la școala muzicală? Ia-mi mămica să vorbește. Tăi, ne ubire microfon. Când întârzi la școală, Dar la școala muzicală la voi este fluier? A? Vasilică. Vitalică. Dar tu, Vasilică, ce vrei? Da, și mă rog, de eu, așa ceva, am editat frate când de la acordeon și își dori că aș fi și el. Da. De acordeon? Da, acordeonul, dacă el e mai complicat, da? Dar ce la tobă nu-ți place, da? Eu mă învaț. Eu. Dar școala muzicală aparte nu este? Este, dar e departe. Ai mult de mers jos, da? Dar școala e aproape de casă? Da. E o școală la mine sau două școli? Două. Ce număr e școală? Sunt și clasă. Tania, de ce? Mă încerc, dar nu mă deci microfonul. Da. Și tu iubești la tele matinal dimineața mai mult să iei. Și stante și... Dar... Nu pe mine mai iubești, eu știu. Ne pe noi ne risca. Ne pe tica iur. Ne dat bani. Am plecat la Kiev. Și eu m-am întors în tot. Sunt bucuros. Ce trebuie să mă spui? Ia-mi spui. Să stimăm.
Tătica Iura. La cine mai? Unde? La unde? La care o? Tătica Iura. Tare. Tare. Eu vreau să mă duc la tătica Iura. Să-l văd. Victor, vorbește ceva așa, o cuvânt, Vitalic, să fie așa ca și cum se... Să vă slăb. Tu la cățele vrei? Vrei? La luna parc vrei? Sunt unde vrei? Hai, vă zic așa. Victor. Și zâmbiți. Nu știu tot acolo. Nu știu tot acolo.